Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a declarat că dorește la Suceava înființarea unui centru de radioterapie pentru pacienții oncologici. Ideea a survenit după ce statistica a arătat existența unui număr foarte mare de bolnavi de cancer în Suceava. Șeful administrației județene a menționat că acest centru poate fi gândit la pachet cu județele Botoșani, Neamț și o parte din zona Cernăuți. E un proiect foarte important la care, odată cu etapele de modernizare ale Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, va întregi, din punct de vedere medical, pachetul de servicii care poate fi livrat populației. Am plecat de la premisa următoare. În fiecare an, din păcate, apar foarte multe cazuri noi de cancer, circa 1800 din statistici. Pe de altă parte, zona în care ne aflăm din punct de vedere geografic poate fi gândită la pachet cu județul Botoșani, cu parte din județul Neamț și inclusiv cu parte din vecinii noștri, în special regiunea Cernăuți. Și planul nostru este să fructificăm această posibilitate de a construi un centru de radioterapie pentru pacienți oncologici care să fie realizat în regim privat, deci o investiție privată. Edilul șef al județului a precizat că va cere consilierilor județeni un acord pentru a putea demara concesionarea unor terenuri în curtea spitalului sau în altă zonă pentru construcția centrului medical. În acest moment se dorește identificarea investitorilor pentru realizarea acestui centru, deoarece Consiliul Județean și spitalul nu au posibilitate financiară. Planul este să intrăm pe SEAP, pe sistemul electronic de achiziții publice, în sensul de a găsi în această formulă companii interesate să dezvolte în regim privat această investiție și care să poată folosi în baza unui contract de concesiune suprafața respectivă de teren. Din păcate, Consiliul Județean și Spitalul Județean nu au posibilități financiare pentru a demara astfel de investiție. Însă, plecând de la ceea ce v-am spus din punct de vedere statistic, în Suceava avem foarte multe persoane bolnave și care au nevoie de un astfel de tratament, cred că o astfel de investiție este fezabilă. Acest lucru va ieși în mod categoric și din studiul de fezabilitate. Șeful administrației județene a precizat că s-a luat în discuție și construcția unui hotel de dimensiuni mici care să găzduiască pacienții care urmează tratamente în centrul de radioterapie. Pe de altă parte, am luat în discuție și varianta de a construi tot din resursă privată, adiacent acestui centru de radioterapie, un hotel de mici dimensiuni și care să poată găzdui pe perioadă determinată acele persoane care urmează un tratament de specialitate radiologic. Odată identificat investitorul, Cătălin Nechifor va cere ca acesta să vină cu echipamente de specialitate la Suceava. Vom cere prin acest caiet de sarcini publicat pe SEAP după ce avem studiu, vom cere ca investitorul să vină cu mașini specializate în două etape, o primă mașină, un prim echipament medical de ultimă generație care să facă, dacă vreți, partea de introducere în piață, de a găsi beneficiari, de a face și un brand, dacă vreți, la nivel județean pentru astfel de zonă medicală, urmând ca în etapa a doua să apară și a doua mașină și, evident, hotelul despre care făceam vorbire.